Bună ziua tuturor, bine ați venit! Sunt Diana Andone, directorul Centrului de E-Learning din Universitatea Politehnică din Timișoara, de această dată și cu o altă pălărie, pălăria de membru în comitetul director al IEEE România și în bordul IEEE Education Society, prin care organizăm și de această dată acest webinar. Exact ca și săptămâna trecută, în care am vorbit despre IEEE Education Week, și în această săptămână dedicăm webinarul numărul 8, Construim împreună, IEEE Education Week. Ce și-a propus IEEE prin aceste serie de evenimente desfășurate la nivel global? Am pornit de la 26 de evenimente globale și acum s-au strâns peste 130 de evenimente în peste 80 de țări. Uite, și în România s-au organizat în acest an două evenimente, cel de săptămâna trecută și cel de acum, înglobate în calendarul oficial al IEEE Education Week. IEEE și-a propus în special să promoveze educația inginerească la absolut toate, să zicem, nivelurile de educație, fie că este preuniversitar, universitar sau în dezvoltare continuă. Dacă săptămâna trecută am arătat exemple despre cum poți să faci educație inginerească de top, spunem noi, în laboratoarele din România, astăzi ne-am propus să discutăm în special despre ce înseamnă educația inginerească, care sunt perspectivele. Ce a însemnat acești 2 ani de educație digitală pentru studenții în inginerie din România și ce ne propunem să facem pentru ei pentru a construi o universitate a viitorului, unde vor fi acești ingineri în 2030. Și pentru aceasta avem o serie întreagă de invitați pe care am să-i invit acum alături de mine și am să-i prezint foarte pe scurt pe fiecare dintre ei și am să încep în ordine alfabetică a universităților. Deci, ca să știți că ordinea pe care o voi spune acum este doar o ordine alfabetică a universităților și am să încep cu domnul profesor universitar dr. Lucian Toma, care este de la Universitatea Politehnică din București, dar este totodată și președintele IEEE România. Și voi continua cu domnul profesor dr. Inginer Paul Zvasta, tot de la Universitatea Politehnică din București, care reprezintă, să zicem, este un membru marcant al IEEE România și reprezintă toate chapterele, societățile din IEEE din România în acest webinar. Și voi merge la Cluj-Napoca, unde l-avem în locul domnului rector, profesorul Vasile Țopa, pe domnul profesor Florin Oniga, care este prorector la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, și totodată pe domnul profesor Ovidiu Pop, decanul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, tot de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Și avem și o studentă de la aceeași universitate, avem studenta, îmi cer scuze, doar o secundă, Muscar, masterandă la departamentul de electronică și lucrează foarte mult în grupul de procesare a semnalului și reprezintă student chapter-ul, deci grupul de studenți al IEEE din Cluj-Napoca. Și venim acum la Universitatea Politehnică din Timișoara, unde mă bucur să-l avem alături de noi pe domnul rector, domnul conferențiar universitar Florin Drăgan, care are și pe lângă felia de rector, este și de la Facultatea de Automatică și Calculatoare, deci reprezintă o societate a IEEE România. Și pe domnul academician profesor Radu Emil Precup, care este directorul școlii doctorale din Universitatea Politehnică din Timișoara. Și pe studenta Bianca Lazar, care vine de la Facultatea de Electronică și Telecomunicații și care reprezintă student chapter-ul de la Universitatea Politehnică din Timișoara. Mă bucur să avem alături de noi și pe Daniela Tărniceru, doamna profesor doctor inginer Daniela Tărniceru, de la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași și care este prorector la această universitate, dar și un membru foarte vechi al IEEE și al IEEE Women in Engineering și mă bucur că avem și o doamnă care reprezintă IEEE Women in Engineering aici. Avem și reprezentanți din industrie, deocamdată văd că doar Florin Ciocani s-a alăturat, în curând să sperăm că va veni și
domnul Moisa, Florin Ciocan, care este un foarte apropiat al Universității Politehnică din Timișoara, absolvent de marcă și fost președinte de ligă și activist în sprijinul studenților, dar care acum reprezintă Nokia România. Bună seara tuturor și bine ați venit! Mă bucur foarte mult că suntem cu toții împreună. Pentru început, am să-l invit pe domnul profesor Lucian Toma să vorbească și să prezinte câteva idei despre IEEE România. Vă rog! Mulțumesc! Să partajez ecranul. Ok. Bună seara tuturor! Mă bucur că putem să sărbătorim Săptămâna Educației IEEE, să o sărbătorim și în România și pentru asta personal sau numele IEEE România Section mulțumesc doamnei profesor Diana Andone. Secțiunea România este un grup parte din IEEE cu sediul în Statele Unite. În România există membri din foarte multe domenii. La nivelul acestei organizații se organizează o serie de întâlniri, evenimente, proiecte care au ca scop progresul tehnologic. Eu sunt în prezent, sunt președintele acestei organizații. IEEE, vedeți, are denumirea în engleză, se trebuie pronunțat IEEE, IEEE, este Institutul Inginerilor Electronici și Electricieni și Electroniști. Deși această organizație a fost creată cu scopul inițial destinat părții electrice, electricienilor și electroniștilor, în timp s-a dezvoltat și s-a orientat și către multe alte domenii, astfel încât în prezent IEEE nu se adresează numai părții electrice, ci se adresează unei game variate de domenii. Deci, din punct de vedere tehnic, ca asociație sau ca organizație profesională, IEEE este cea mai mare organizație din lume, cu membri în peste 160 de țări, cu aproximativ sau cel puțin 400.000 de membri, dintre care în România avem aproximativ 900 de membri. IEEE este o organizație cu vechime, peste 2 ani va sărbători 140 de ani de la înființare. După cum am spus, membrii IEEE sunt ingineri, cercetători, dezvoltatori de produse software, specialiști în tehnologie informației, fizicieni, medici și așa mai departe, față de ceea ce era intenționat inițial, ingineri în domeniul inginerie electrică, energetică și electroniști. IEEE este o organizație cu membri în toată lumea, după cum am menționat, în aproximativ 160 de țări. Și această organizație este reprezentată pe zone, organizată pe zone. Sunt în total 10 zone. România este amplasată în regiunea 8. IEEE are un motto foarte puternic, aș putea să spunem, adică scopul este de a progresa tehnologic pentru progresul umanității. IEEE este organizația care oferă o bibliotecă digitală, pune la dispoziția membrilor, dar și nu numai, o serie de platforme și documente. Adresa, pagina web este IEEE.org, iar aceasta este pagina inițială. Pe prima pagină este menționat butonul Join IEEE. IEEE în Statele Unite este o organizație foarte puternică care, dincolo de partea de publicații pentru membri,
din partea membrilor acesteia, există ca organizație de standardizare, în sensul că se emit standarde care sunt implementate la nivelul Statelor Unite. Doar trebuie să deschidem undeva în caracteristicile calculatorului și putem să vedem la drivers, putem să vedem standarde IEEE folosite la nivelul unui calculator. În Europa, IEEE devine din ce în ce mai vizibilă prin implicarea inclusiv recent la nivelul Comisiei Europene s-a deschis un birou la Viena care să faciliteze, din punct de vedere organizatoric, activitatea la nivelul Uniunii Europene. În continuare am să vă prezint câteva aspecte care țin de domeniul în care lucrez eu în special, deci sunt... reprezint IEEE, dar pe de altă parte profilul meu este energetică, respectiv electroenergetică. Sunt cadru didactic la Politehnica din București, respectiv Facultatea de Energetică. În ultima vreme citesc din ce în ce mai mult despre aspectele care ne interesează cel mai mult. Respectiv orice facem astăzi trebuie să fie cu un scop foarte clar și anume este vorba despre schimbările climatice. Legat de aceste schimbări climatice, IEEE, dar și în ceea ce mă privește prin profilul meu, prin ceea ce predau, se referă la modalitatea în care trebuie să luptăm pentru a reduce aceste efecte climatice. Deci, poate că este cunoscut, dar nu este foarte bine promovat ideea faptului că orizontul de timp 2100 este unul foarte incert, chiar și 2050 este un orizont de timp foarte complicat pentru omenire. Așa că IEEE sprijină o serie de evenimente, conferințe care să propună soluții tehnice prin care să reușim să minimizăm de fapt efectele, pentru că aceste efecte nu se vor reduce. Și este vorba despre posibilitatea de a reduce creșterea temperaturii medii globale cu până la 2 grade, dacă este posibil, față de perioada preindustrială. Dacă temperatura medie globală va crește peste această valoare, deci ca o creștere suplimentară, atunci efectele, condițiile meteorologice sunt foarte puternice, iar efectele asupra oamenilor vor fi foarte puternice, astfel încât viața pe Pământ va fi sub semnul întrebării. Cu alte cuvinte, ceea ce este foarte important, dincolo de orice scop personal sau global și așa mai departe, problema principală a omenirii la acest moment este încălzirea sau schimbările climatice. Cu siguranță să vă documentați și efectele se văd cel puțin în ultimele 3 ierni, modificările bruște pe care le sesizăm în România sunt evidente cel puțin în zona de iarnă. Nu suntem numai noi, toată Europa este în această situație. Clean Technica este o organizație, deci o publicație care menționează domeniile în care trebuie să acționăm astfel încât să reducem emisiile de dioxid de carbon pentru a reuși să atingem țintele privind schimbările climatice și acestea se referă la creșterea temperaturii medii globale. Aceste schimbări se referă la eliminarea producției de energie electrică din cărbune sau orice se bazează pe cărbune care are efecte asupra mediului, investițiile în surse regenerabile,
Anveloparea, de exemplu, a clădirilor vechi sau standarde pentru clădirile noi, zona de producere de ciment și inox, oțel și așa mai departe, trecerea la automobil electric, creșterea sau mizarea mai mult pe transportul public, acțiunea asupra transportului și cele mai poluante tehnologii sau sectoare sunt transportul aerian și transportul maritim. O serie de alte domenii în care trebuie acționat astfel încât să reducem producția sau emisiile de dioxid de carbon. Din punct de vedere energetic, așa cum v-am spus, preocupările pe care le am și la Facultatea de Energetică avem un curs numit Rețele Electrice Inteligente, prin care prezentăm soluții care să se aplice pentru atât în prezent cât și în viitor, viitorul care este permis sau realizabil doar prin progresul tehnologic din celelalte domenii, cum ar fi electronică, calculatoare, telecomunicații, tehnologia materialelor, toate acestea fac posibil progresul în zona energetică. Deci am ilustrat pe acest slide necesitatea de a miza în continuare pe centrale nucleare. Fără centrale nucleare pe moment nu este posibilă un tranzit al energiei. Mizarea pe combustibil de tip biomasă sau biogaz, sursele regenerabile de energie, producerea de centrale eoliene și fotovoltaice, respectiv electromobilitatea. În ultimul an, aș putea să spun, în România există solicitări foarte multe pentru instalarea de centrale electrice fotovoltaice care să dea independență energetică, cel puțin la nivelul României. Iar în ultimele slide-uri, deci în încheierea prezentării mele, am să vă prezint mai, să vorbesc mai întâi despre ce este disponibil la nivelul IEEE și apoi experiența personală în ceea ce privește educația online. IEEE de multă vreme s-a pregătit pentru educația online. Există posibilitatea studenților, cel puțin legislația americană permite, ca un număr de credite pe care studentul să le acumuleze în numărul total să poată proveni de la IEEE. IEEE Power Energy Society, acea societate la care sunt în principal afiliat din cadrul IEEE, oferă un centru de resurse pe zona de educație, publicații și de asemenea documente, ghiduri tehnice. De asemenea, în Politinca din București am folosit în perioada aceasta a pandemiei platforma Moodle, unde am pus la dispoziție toate materialele într-un format electronic. Și aici pandemia sau momentul brusc al apariției pandemiei a avut impact diferit asupra noastră în funcție de modul în care ne-am pregătit pentru asta. Personal, implicat cu colegii din colectivul din care fac parte, din departamentul sisteme electroenergetice, am început să lucrez la partea de digitalizare a materialelor încă de prin 2005. Deci, 15 ani am lucrat la materialele de prezentare, deci am renunțat personal la a scrie pe tablă și folosesc doar prezentările PowerPoint și de asemenea o serie de aplicații informatice cu care studenții să interacționeze. Acesta este un exemplu de slide PowerPoint pe care îl folosesc ca să prezint efectul de comutație la tiristoare. Astfel de slide-uri necesită timp, dar ele au fost realizate de-a lungul timpului. Deci,
Nu ne-am pregătit, n-am început să ne pregătim acum, ci ne-am pregătit început cu 2005. Experiența privind predarea online este diferită de la licență la masterat. Aș putea să spun că efectele învățării online s-au văzut imediat după ce am trecut la examinarea fizică. Deci există aspecte pro și există aspecte contra preînvățării online, ceea ce ne face să spunem că de fapt haideți să facem un sistem hibrid, atât învățământul online cât și învățământul fizic. Din păcate am avut o serie care la examinarea fizică au dovedit faptul că nu mai au puterea de se concentra, au uitat să se pregătească pentru un examen pe hârtie și s-au pregătit doar pentru un examen la care memoria nu mai este deloc importantă. La partea de masterat aș putea să spun că nu a fost chiar așa o problemă, deoarece studenții erau deja pregătiți cu experiență, iar ceea ce am cerut de la studenții de la masterat, aș putea să spun că am găsit, adică revenind la cursul pe care îl predau de rețele cei inteligente, am găsit idei privind tranziția energetică sau modul în care facem posibilă tranziția energetică. Mulțumesc, sper că nu am fost extrem de lung, să las timp și celorlalți să vorbească. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Nu o să vă pun niciun fel de întrebări, pentru că vreau să ne rămână cât se poate de mult timp pentru întrebări. Și așa că am să vă rog pe toată lumea să încercăm să știți că în acest webinar, fiindcă ne propunem să facem altfel lucrurile, ne vom focaliza mai puțin, să zicem, pe prezentări, cât mai mult pe discuție. Și în acest mod vom avea foarte mult, să zicem, care vor vorbi. Sperăm că toată lumea, eu asta, de aceea sunt toți aici. Și de aceea vă rugăm să le adresați întrebări în Q&A dacă sunteți în Zoom sau în chat, dacă sunteți pe Facebook și dacă sunteți pe YouTube, în zonele unde sunt promovate aceste webinarii Constrain împreună. Acum îmi face deosebită plăcere să-l invit să vorbească un piculeț despre provocările educației online și comparațiile cu educațiile offline pe domnul profesor Paul Zvasta de la Universitatea Politehnică din București. Mulțumesc foarte mult, doamnă profesor Andone. Să încerc să fac ceea ce m-a învățat doamna Lazar. Sper că am pronunțat corect. Sau nu, am greșit, nu doamna Lazar. Da. Și să dăm drumul la... Așa. În primul rând, mulțumesc foarte mult pentru invitație și mă simt onorat să prezint modelul pe care încerc de un număr de semestre să-l implementez la noi. Domn profesor, îmi cer scuze, se vede și notes-urile de la dumneavoastră sau nu știu? Poftim? E un transcript, cred. Trebuie dezactivat. Da, nu știu cine l-a activat, că nu a fost activat. Domn profesor, nu vă mai auzim. Nu mă auziți. Eu am deschis. Acum vă auzim. Acum e bine. Da, puteți e bine? Da, mulțumim. Ok, eu mulțumesc foarte mult. Aminteam că doresc să fac o prezentare a felului în care încercăm să promovăm în formarea studenților aspectele care țin de integrarea cunoștințelor căpătate pe parcursul diverselor semestre. Când fac afirmația că încerc să prezint această integrare, am în vedere faptul domnule că... Domnule profesor, îmi cer scuze, o să vă opresc ecranul un piculeț și am să vă rog să vă anulați, fiindcă e de la dumneavoastră, aveți activat... Aveți activat
transcriptul și traducerea transcriptului la dumneavoastră, fiindcă nu și este la noi activată. Unde se mișc? Unde se aveți fac? Pornită subtitrarea la PowerPoint. Unde s-a apăs? Pe ce s-a apăs? Bun, haideți că o să vă sun eu și o să vă ajut. Până atunci îmi face o deosebită plăcere să-l invit alături de noi pe domnul profesor doctor inginer Radu Vasiu, care este care este președintele Senatului la Universitatea Politehnică din Timișoara și membru de marcă al IEEE România și care automat va prelua și partea de moderare, deoarece, îmi cer scuze, este săptămâna IEEE Education Week, așa cum ați primit informațiile toți cei care ne urmăriți. Eu voi face o prezentare despre mobilități virtuale și proiecte internaționale între studenți din universități tehnice la IEEE Education într-o altă sesiune, într-un alt webinar. Domn profesor, vă rog să porniți o discuție liberă cu colegii noștri. Da, mulțumesc. Mulțumesc mult. În primul rând, bine a venit tuturor. Eu îmi cer scuze că am venit eu puțin în întârziere, dar am avut o prezentare la studenții de la master. Prin urmare, ne întâlnim aici într-o conjunctură plăcută, să zicem, aceea IEEE Education Week, cu o serie întreagă de personalități care sunt din zona educațională, a învățământului tehnic, dar totodată membri de marca IEEE România. Mulțumim domnului profesor Lucian Toma pentru faptul că a venit aici. Și până în momentul în care sper că se rezolvă problema tehnică a domnului profesor Vasta ca să preia, dacă cineva dorește să aibă o intervenție foarte scurtă, nu trebuie neapărat să urmărim desfășurătorul așa cum a fost el transmis, dar putem și așa să procedăm ca să începem totuși să adunăm cât mai multe informații și să dăm drumul, să zicem, dorinței de a se adresa întrebări invitaților noștri. Văd că nimeni nu se prezintă. Florin, vrei tu să intervii? Te rog. Da, dacă ok, nu știam dacă cuvântul să dau drumul lui unui alt rector. Da, dacă... Da, domnul Florin Drăgan, rector Universității Politehnica Timișoara. Mulțumesc, Radu. N-am știut dacă totuși dorea să intervine cel care urmează și de aceea am lăsat un pic de loc. Mulțumesc mult, e o dezbatere foarte interesantă pentru că la ora actuală, după cum știm, principala problemă pe care o avem în România, dar nu numai în România, ci și în, la nivel global, este o lipsă de ingineri și o lipsă tot mai acută și nu mai vorbim doar de domeniul IT, ci vorbim de inginerie în general. Și atunci, principalele provocări pe care le avem aici în România, în primul rând, s-ar putea nu numai în România, în tot estul Europei, sunt din punctul meu de vedere principala provocare lor actuală de resursă umană. Și când spun resursă umană, mă refer atât la, în primul rând, la corpul profesoral, unde, după cum știm cu toții, e foarte greu la ora actuală, având în vedere concurența cu ceea ce se întâmplă în companii, să formăm cadre didactice care să și rămână în școală pentru a putea forma generațiile viitoare de ingineri și odată de resursă umană și de o pregătire poate cu anumite lacune, chiar dacă din partea profesorilor există să depună anumite eforturi pe ceea ce înseamnă pregătire pe STEM, pe matematică, pe fizică, pe discipline reale, din zona reală și care îi face câteodată sau de multe ori pe elev să nu aleagă neapărat studiile inginerești. Problema principală aici nu se reduce doar la România. Am avut sau avem această problemă și referitoare la studenții din țări care, din studenții internaționali, să zicem, din anumite state, mai repede cele din vest decât cele din estul, să zicem, sau din zona asiatică, mai repede la cele din vestul Europei. Acum, referitor la lucruri interesante care se întâmplă și care sigur vor afecta, sperăm în bine. Ieri am avut o discuție chiar cu premierul României
cei 10 rectori al universităților europene, al consorțiilor care fac referire la universitățile europene, și s-au ridicat acolo mai multe probleme și sunt destul de multe concepte noi care vor fi introduse în perioada următoare. În acest weekend avem și un Consiliu Național al Rectorilor și m-a bucurat să văd că sunt și pe și discuțiile pe care le-am avut la minister ieri, sunt și pe agenda principală a noastră, a celor de la Ministerul Educației. E vorba de modul în care vom legifera zona de microcredențiale, care, dacă nu se face foarte bine, poate afecta destul de puternic zona inginerească, un cadru legal clar stabilit, dar în același timp cu anumită flexibilitate. Apoi, introducerea unor, să zicem, metode sau moduri de lucru noi, cum ar fi Living Labs-urile sau iLiving Labs-urile, în care, practic, echipe internaționale de studenți, cadre didactice și dintr-o zonă multidisciplinară rezolvă o anumită problemă, o anumită provocare pentru un antreprenor, pentru o companie, pentru un ONG. Sunt concepte pe care și universitățile care fac parte din aceste granturi, o parte dintre ele le implementează. Se discută foarte mult de dezvoltarea unor consorții puțin mai clar stabilite, care pot să ajute și pe zona tehnică. Și cred că în mare cam lucrurile cred că au reușit să pornească și în România, dacă ne referim la ceea ce se întâmplă studii inginești în România, pe un făgaș pe care se mișcă deja puțin mai accelerat în zona europeană. Din punctul meu de vedere, o conexiune cât mai bună la tot ce se întâmplă în zona internațională, în vest, în principal în vestul Europei, nu poate decât să ne ajute. Rămâne, așa cum am spus la început, principala problemă cu care ne confruntăm și pentru care, mă rog, ar trebui să găsim soluții. Noi la Politehnică am căutat soluții și în discuția cu companiile. E vorba de resursa umană. Și aici, probabil că stabilirea mult mai clară a unui cadru pentru doctoratul industrial ar putea să ajute. I-am și spus ieri premierului că, din punct de vedere atragerii cadrelor didactice sau, mă rog, specialiștilor din străinătate sau, mă rog, și din țară, avem următoarea problemă. Dacă vrem să-l angajăm pe Bill Gates, nu putem să facem asta, pentru că nu are publicat probabil un următor de laborator, să spun așa. Poate putem să dăm niște ore de aplicație. Deci cumva va trebui și aici să se vină pe o politică mult mai apropiată de a putea atrage oameni din companii. În general, universitățile tehnice s-au descurcat într-o formă sau alta, au reușit să mai atragă, dar cred că potențialul este mult mai mare și în acest sens sper ca, mă rog, noua lege a educației despre care se vorbește și am ridicat câteva probleme ieri, să vină cu niște soluții mult mai bune pentru a rezolva această problemă de resurse umane. Cam astea ar fi în sinteză câteva lucruri. Am vorbit și de provocări și de tendințe pe care le vedem. N-am vorbit despre educația în pandemie, ați mai făcut pe zona aceasta, ați mai făcut webinarii și atunci n-am reluat subiectul. Cât a afectat ingineria, poate că putem vorbi de oportunitățile de acolo mai mult decât de cât au afectat, eu știu, lipsa unor lucrări practice pe viitorii ingineri. Radu, te rog, poate că ești domnul profesor. Da, mulțumesc, Florina. Cred că între timp domnul profesor Vasta și-a rezolvat problema și aș vrea să ascultăm prezentarea dumnealui până la sfârșit, după care cred că o să mergem pe ideea asta de universități europene și o să-l provoc poate și pe domnul rector Țopa. Da, domnul profesor Zvasta, vă rugăm și suntem pregătiți să vă ascultăm. Mulțumesc foarte mult. Sper că este în regulă. Se aude, se vede? Se aude, se vede, doamna profesor? Da, este foarte bine, scuze. E regulă. Mulțumesc mult de tot. Fără feedback nu poate merge înainte vreo societate, așa că e nevoie de feedback. În primul și în primul rând, în afara mulțumirilor către dumneavoastră, îi mulțumesc domnului rector Drăgan, care a făcut un
preambul fantastic de util pentru ceea ce doresc să prezint, în contextul în care ideile domniei sale au avut, să spunem, întotdeauna în mintea mea o identificare a modalității care să poată o structură curriculară să poată fi corespunzătoare. Spun acest lucru pentru că cu ani în urmă cunoștințele pe care ca student le primeam aveam posibilitatea să le integrez în contextul unei structuri curriculare bine puse la punct. Sunt aici prezenți oameni, persoane, personalități care își aduc aminte cum aveam ACP-ul, cum aveam zile într-o săptămână, în semestru chiar două zile, trei zile, în care aveam posibilitatea să coagulăm, să integrăm diversele noțiuni pe care le primeam la cursurile noastre. Plus cursul, semestru de proiect de diplomă. Prezentarea mea vizează câteva capitole, resursa umană, training și inovarea, sistemul corespunzător, chestiuni legate de train the trainers, bineînțeles accentul punându-l pe o structură curriculară integrată și voi continua cu un exemplu concret care funcționează de ceva timp la noi și care a atras interes și atrage în permanență interes din partea studenților. Nu știu dacă vă e foame, dar eu aș începe cu o plăcintă cu mere. Plăcinta care, pentru a putea să fie gustată, în primul și în primul rând, trebuie să dispună de o rețetă, trebuie să aibă făină, trebuie să aibă mere și multe alte ingrediente pe care, dacă nu le ai, nu poți să realizezi respectiva plăcintă. Același lucru se întâmplă și în contextul unui produs electronic, să luăm un modul foarte simplu, acesta. Pentru el trebuie să am o serie de informații pe care le obțin la cursurile de matematică, bazele electro, chestiuni legate de fizică, chimie, mecanică, în cazul nostru este IRPSE, materiale și așa mai departe. Am pus diversele cursuri care sunt necesare pentru a putea urmări și realiza această structură. Bineînțeles, fără a dispune și de informații cu privire la felul în care se realizează plăcinta, adică aspectele tehnologice, nu putem să creăm cadrul propice formării respectivelor studenți. Acea abreviere Science, Technology, Engineering, Mathematics, care în românește se potrivește mai bine cu știință, tehnologie, inginerie, matematică, abrevierea ducându-ne la STEM, nu la STEM, ne dă informația că este necesar pentru a asigura o viziune integratoare, o viziune de clarificare a ceea ce fac studenții, să aibă posibilitatea să vadă pădurea ca urmare a copacilor. Ei învață copaci, dar nu văd pădurea. Ori, găsind un cadru care permite integrarea diverselor cunoștințe, putem obține acest deziderat al conștientizării în ultimă instanță a studentului pentru a îl motiva ceea ce învață. În a pregăti, pentru că procesul educațional nu trebuie văzut ca un proces singular, one man show. Nu, el trebuie văzut, cel puțin în contextul nostru, ca o colaborare strânsă între mediul economic și mediul educațional. De ce? Foarte simplu. Pentru că evoluția domeniului este așa de brizantă încât pur și simplu
trebuie ca să te duci, să înveți, să afli anumite noțiuni pe care nu poți să le obții doar studiind cărți, studiind articole, ci e nevoie ca să ai posibilitatea să le vezi in situ, să poți promova în mod să fii credibil atunci când vorbești cu studenții, cu elevii anumite subiecte. Bineînțeles că acest train the trainer este elementul esențial care poate să conducă la o elevare a nivelului de cunoștințe și totodată la o motivare corespunzătoare a celor care sunt implicați direct în procesele educaționale. Acest train the trainer poate fi făcut și am observat că există situații în care se obțin prin proiecte comune între mediul educațional și mediul industrial. De asemenea, odată obținute cunoștințele, poți să asiguri transferul de know-how, de asemenea, poți să conducă la proiecte inovative și, în ultimă instanță, ai posibilitatea să formezi resursa umană în concordanță cu solicitările industriei. Câteva exemple de asemenea situații, bineînțeles că e imposibil să le prezint pe toate. Spațiile existente, spațiile tehnologice, dotările existente astăzi în universitățile noastre permit realizarea acestei colaborări, aș putea spune, absolut necesare de industrie și mediul educațional. Câteva exemple și acum ajungem la structura integrată curriculară. Cu toții știm că studenții, când vin la facultate, au un portofoliu destul de variat de cursuri, de cunoștințe pe care ei sunt nevoiți ca să le asimileze pentru a putea să finalizeze un program de studii. De fapt, acest portofoliu reprezintă, la urma urmei, informații care sunt stabilite de colaborarea între mediul industrial și mediul academic, de cunoștințe pe care părțile consideră că trebuie ca să fie distribuite studenților, astfel încât ei să facă față cerințelor din mediul industrial. Mi-am permis să fac aici așa o mică schemă în care să scot în evidență diversele discipline și ceea ce doresc să subliniez este faptul că din când în când, în structura curriculară să intervină acest gen de activitate pe care l-am numit proiect integrator care într-un fel folosește cunoștințele obținute de către student în amonte. Și pe măsură ce mergem în aval, adică spre licență, diversele cunoștințe pe care studentul le receptează, inclusiv cunoștințele în cadrul proiectului, să se constituie în inputuri pentru activitățile integratoare din aval. Am detaliat puțin câteva, cum să spun, segmente pentru proiectul P1 și aici aș da un exemplu foarte concret cu câteva discipline care studenții le au în special în anul, în primele semestre, cunoștințe pe care ei urmează să le utilizeze în cadrul proiectului, de primului proiect integrator pe care trebuie să îl îndeplinească. Trecem aici la o scurtă prezentare a diverselor cunoștințe pe care studentul le primește și ajungem la proiectul integrator pe 1, care conține
foarte clar exprimat atât cerințele electrice, cât și cerințele tehnologice care stau la baza realizării unui anume modul electronic de complexitate redusă. De complexitate redusă, subliniez acest lucru. Ei bine, ceea ce este util de subliniat e faptul că odată cu tema de proiectare, lor li se dă o diagramă Gantt în care îi se precizează milestone și delivery. Milestone și delivery. Alte cuvinte, se etapizează activitățile de așa manieră încât studentul să știe la o anumită etapă ce anume trebuie să livreze pentru ca el să poată să păstreze regimul similar cu cel cu care el o să este obișnuit în industrie, unde este obligat ca la anumite momente de timp să livreze rezultatele activităților sale. De exemplu, în cazul nostru, varianta care a fost practicată până când cu semestru în urmă, ca săptămâna a șaptea el să genereze proiectul, materialul simulat, fișierul Gerber și Bill of Material. Aici vedeți ceea ce livrează, simularea, dincolo ce este Bill of Material, dar nu un Bill of Material simplificat sau simplist, ci unul foarte concret, mergând până la part number, pe baza căruia după aceea să se poată procura componentele care sunt necesare în respectivul proiect. Odată obținute toate aceste informații, se realizează panelizarea fișierelor Gerber. Vedeți că aici există o diversitate de cablaje, de structuri de interconectare, fiecare diferă. Este firesc că fiecărui student îi proprie o anume temă. Așa sunt cele care sunt realizate, după care are loc efectiv procesul de asamblare cu toți pașii, depunere, inspecție optică, pick and place și așa mai departe. Nu intru în amănunte. Aveți o serie de imagini cu privire la activitatea propriu-zisă a studenților cu inspecția optică este la un moment dat cu pick and place-ul, cu reflow-ul în care vede cum pasta se transformă în aliaj. Inspecția optică, o vedeți în partea dreaptă jos, verifică dacă componentele au fost bine contactate. De altfel, se respectă standardul, tot vorbea profesorul Toma despre standarde, standardul 610 pe care se respectă în industrie fabricarea modulelor electronice. Trecem la testare, la verificarea modulelor. Îmi cer scuze, domnule profesor, am rugămintea dacă puteți să grăbiți puțin pentru că în 10 minute începe seminarul internațional. Da, mai am încă 3 slide-uri, domnule profesor. Da, mulțumesc. Da? Și să nu uităm că totodată se dorește ca studentul să fie obișnuit cu acuratețea specifică activităților din industrie și acei studenți care respectă standardele, în final primește și certificările corespunzătoare care validează competențele respective. Ca aveți concluzia acestui mod de abordare a lucrurilor, structura curriculară permite o înțelegere profundă, organică, aș putea, a cunoștințelor, reprezintă un factor important în asimilarea transferului de tehnologie și, bineînțeles, nu se poate face în mod corespunzător
fără o colaborare strânsă între industrie și mediul educațional, iar această colaborare reprezintă, de fapt, singura cale sau una din căile care contribuie la prosperitatea ampărților. Observați mâna care trebuie să fie dată între industrie. Mulțumesc celor echipei profesorului Drăghici și a celor de la CETI care s-au implicat în implementarea acestui concept și dumneavoastră pentru atenția pe care mi-ați acordat-o și îmi pare rău pentru încurcătura de la început. Nicio problemă, domnule profesor, mulțumim foarte mult. Îmi cer scuze că v-am grăbit puțin, timpul fiind limitat. Eu aș reține de aici că dumneavoastră ne-ați ridicat deja o serie de provocări, între care reforma curriculară, care probabil că este necesară, necesitatea de colaborare mai apropiată între toți factorii responsabili, industria și partea academică în primul rând, să nu uităm însă și studenții. Noi avem aici reprezentanți din toate aceste medii și aș vrea ca toți să ne poată prezenta până la urmă care este din punctul lor de vedere provocarea și ce cred că ar trebui să facem. Pentru că ne interesează să încercăm să discutăm cum vedem universitățile în perspectiva unui an, să zicem 2030, să vedem care sunt provocările, ce am învățat și ce putem să folosim din lecțiile învățate pe durata pandemiei, care a însemnat vrând nevrând o accentuare a digitalizării. Mi-aș permite să subliniez faptul că spusele dumneavoastră cu privire la curriculă vin perfect de bine în concordant în contextul în care, în urmă cu o săptămână, parcă, domnul rector Drăgan știe mai bine ca mine, Ministerul Educației a înaintat adresa prin care scoate în evidență necesitatea acestei adaptări curriculare în contextul implicării țării noastre în promovarea CHIPS Act. Deci lucrurile sunt în cadrul adaptărilor. Nu vreau să folosesc cuvântul schimbare. E vorba doar de mici ajustări care să poată crește interesul studenților în a se transforma în adevărați profesioniști de care societățile și din România și în altă parte au nevoie. Corect, vă mulțumesc. Eu aș îndrăzni să merg un pic mai departe. Da, e nevoie să ne adaptăm, e nevoie chiar să modificăm anumite lucruri. Întrebarea este, oare dispunem de cadrul legislativ necesar sau suntem uneori blocați de anumite acte normative care ne fac să nu putem să schimbăm așa cum ne-am dorit curricula. Și de aceea făceam apel la... În adresa Ministerului scrie limpede penultimul paragraf și domnul rector poate să confirme. Am citit și eu, dar vorbeam într-un context mult mai larg. Oare putem să modificăm tot ce dorim în curriculă? Oare nu avem impuse uneori titlurile disciplinelor? Și așa mai departe. De asta dați-mi voie să încerc să trec. Da, ministerul a cerut, dar regulile sunt altele. Ministerul a cerut pentru altele. Că noi suntem parte al CHIPS Act. Deci pe undeva... De acord, domn profesor. Dați-mi voie să încerc să trec un pic mai departe și să lansez o provocare, să zicem, unui alt partener în programul acela de universități europene. Cum domnul rector Țopa nu a putut să fie prezent aici, îl avem însă prezent pe domnul profesor Florin Oniga, care este prorector al universității, și îl avem totodată pe domnul profesor Ovidiu Pop, care este decanul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale. Poate ne pot și dânsi împărtăși din experiența provocărilor pe care le-au sesizat în alianța din care fac parte. N-aș vrea să pomenesc eu cuvinte cheie, dar poate că trebuie să ne gândim și la microcredite, trebuie să ne gândim la joint degrees, la colaborări de orice natură, la mobilitatea studenților, a cercetătorilor și așa mai departe. Dar v-aș ruga dacă puteți noastră să ne împărtășiți din gândurile și din experiența pe care o aveți. Începem cu domnul prorector sau
Da, încerc. Nu este o regulă prestabilită. Sigur. Aș putea să vă spun câteva idei legate de experiența noastră din această universitate europeană, EUT+, Universitatea Europeană de Tehnologie. Aici suntem noi membri. Avem parteneri din 8 țări, incluzând România, din Germania, din Cipru, Irlanda, mai avem Universitatea Tehnică din Riga. Sper să nu omit Franța, Spania. Din Franța, Universitatea din Troyes și din Spania, Universitatea Politehnică din Cartagena. Aceștia ar fi partenerii. Da, avem practic două direcții de acțiune. Una pe partea didactică și cealaltă pe cercetare, în principiu. Pe partea didactică, provocările sunt în a armoniza anumite programe de studii și în sensul ăsta avem niște grupuri de lucru care deja au o activitate semnificativă pe anumite zone, de exemplu, inginerie civilă, telecomunicații, mecanică deocamdată și sunt și alte zone pe care încercăm să le armonizăm în sensul de a găsi discipline echivalente care să aibă aceleași competențe dobândite. De asemenea, sunt definite niște hărți de mobilitate, să fie clar pentru studenți unde pot să meargă și să fac un semestru care să fie recunoscut fără nicio problemă în universitatea de unde au plecat. Deci, sunt probleme deschise deocamdată. N-aș spune că avem soluții complete, dar lucrăm la el. Și cealaltă direcție de integrare este pe cercetare, unde, din nou, fiecare universitate are multe grupuri de cercetare și încercăm să le aducem împreună, deocamdată grupate pe niște institute de cercetare, cel puțin la nivel de concept deocamdată, pe teme cum ar fi nanomateriale, data science, sustenabilitate, cultură și așa mai departe. Deci, proiectul este în desfășurare. Ca dificultăți, probabil pandemia, într-un fel, ne-a încurcat, dar ne-a și ajutat, pentru că, mergând pe multe întâlniri online, în felul ăsta a fost ușurată participarea tuturor partenerilor. Pentru că sunt echipe de lucru destul de mari. Sunt implicate cel puțin 10 de persoane din fiecare universitate în acțiunile din proiect. Pe de altă parte, sigur că, la fel ca la școala online, preferăm să ne vedem față în față, pentru că discuția e mult mai clară și rezultatele cred că sunt mai... Și nu știu, poate completează și colegul meu, domnul Ovidiu Pop. Mulțumesc, domnule prorector. Domnul prorector a făcut o prezentare, să zicem, la nivel macro, a acțiunilor universității la nivel macro. Eu aș veni puțin mai aproape de studenți, ce încercăm să facem în cadrul facultății. O să fac un share, o prezentare foarte scurtă. Metode prin care încercăm să implicăm studenții în anumite activități, în așa fel încât să putem să creștem competențele pe care le asigurăm către studenți. Aici am profitat oarecum, cel puțin în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, de faptul că eu sunt implicat și la nivelul chapter-ului EPS-NTC între colegii din România și colegii din Ungaria și mă ocup de coordonarea student brand chapter-urilor. Aș vrea să spun că la nivelul României avem un număr de 5 astfel de student brand chapter-e pe secțiunea Electronics Packaging, IEEE Electronics Packaging și încă un student brand chapter pe nanotehnologii. Mai avem în formare,
Acum se lucrează la constituirea acestui student acceptor la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Ca urmare, la nivel european și cred că nu doar european, numărul de astfel de ceptere studențești pe care le avem create în România este mare. Cred că aș putea să spun că suntem pe primul loc. Iar ca obiective pe care le avem în cadrul acestor ceptere studențești, să încurajăm colaborarea între mediul academic, studenți și mediul industrial, să facem o legătură între aceste trei componente, să încurajăm participarea studenților la diferite activități tehnice, științifice, educaționale și, bineînțeles, fiind ceptere în cadrul secțiunii Electronics Packaging, să încurajăm dezvoltarea acestui domeniu la nivel național. Ca și activități pe care noi încercăm să implicăm studenții, participarea la conferințe, în special conferința IEEE, organizarea de traininguri, școli de vară pentru studenți, încurajarea studenților și susținerea lor să participe la diferite concursuri studențești și, bineînțeles, participarea studenților în diferite proiecte de cercetare care există la nivelul universității. Tocmai în această direcție vreau să spun că am făcut anul trecut o prezentare în cadrul Student Brand Chapter-ului de la Cluj, invitând colegii de la toate facultățile de profil electric să prezinte domeniile de cercetare, proiectele pe care le au în dezvoltare în toate cele trei facultăți, electronică, inginerie electrică și automatică și calculatoare. În așa fel încât studenții să știe cam ce înseamnă cercetare, unde și-ar putea găsi fiecare locul în funcție de preocupările pe care le are fiecare. O altă activitate pe care o avem, pe care vrem să o realizăm în acest an, profităm de faptul că în România se organizează cea mai importantă conferință în domeniul tehnologiei electronice din Europa. Din Europa, doctor, mai este ECTC-ul concurența. Și în cadrul acestei conferințe vrem să organizăm primul summit al chapter-ului studențești, la care, pe lângă cele, sperăm că vor fi 6 chaptere înființate în România la momentul respectiv, o să mai fie invitați colegii de la Student Brand Chapter-ul din Ruse, în Bulgaria. Până acum avem ca speaker invitați să facă prezentări acestor studenți. Doamna Bert Kesser, care este director pe zona Package Engineering la Intel, și profesorul Volter de la Universitatea Tehnică din Dresda. Totodată am încercat să mai implicăm studenții în diferite proiecte pentru care am făcut achiziții, inclusiv din fonduri alocate de IEEE pentru aceste certere studențești. Am încercat să facem o promovare cât mai bună a acestor certere prin realizarea de pagini de web și pagini de social media, iar acest lucru, în discuțiile pe care le-am avut cu colegii de la celelalte certere studențești din țară, am încercat să le promovăm la nivel național, să promovăm lucrurile bune pe care le face fiecare astfel de chapter și să putem să promovăm în felul ăsta această zonă a electronicii și nu numai, de fapt, cam ceea ce, hai să spunem, IEEE-ul în general. De ce a făcut toate lucrurile acestea? Și ajungem oarecum și la tematica discuției de astăzi. Am avut 2 ani de pandemie în care fiecare am încercat să găsim soluții de a face lucrurile cât mai bine în sistem online. Din păcate, în inginerie, pe lângă cunoștințe, noi trebuie să oferim studenților și abilități. Abilități care în sistemul online cred că sunt destul de greu de implementat.
Și atunci am încercat în felul ăsta, prin intermediul acestor certere studențești, să atragem studenții mai mult în universitate, în laboratoare, în activități extracurriculare, în așa fel încât să le dezvoltăm cât mai bine abilitățile. Vă mulțumesc pentru atenție. Dacă sunt întrebări... Da, mulțumim și au început deja să apară întrebări pe Q&A, așa că o să vă lansez deja prima întrebare și cine dorește să răspundă, poate să răspundă la ea sau discutăm și ceva mai târziu. Prima întrebare este legată de metodele de evaluare folosite în variantă digitală. Ce platforme online au fost folosite și cât de mulțumiți am fost? Cred că fiecare universitate are diverse experiențe din acest punct de vedere și putem să încercăm să învățăm din ele, dar eu aici aș vrea să vedem și părerea dascărilor și a studenților. Ca să nu trecem mai departe, înainte de a vedea și un punct de vedere de la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, care este un alt actor important în zona aceasta de învățământ tehnic, aș ruga eventual pe doamna decan Daniela Tărniceriu, decan al Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, să ne împărtășească ceva din gândurile și din experiența dumnealor în ceea ce înseamnă învățământul online, cu ce am rămas bun, cu ce am rămas rău, spre ce ne îndreptăm și dacă ceva ar merita să folosim în continuare din tot ce am. Mulțumesc foarte mult! Te rog, Daniela, mulțumesc! E și un loc, un forum de schimb de bune practici și, din câte vedem, problemele sunt aceleași, evident, cam peste tot. Foarte pe scurt, voi spune, în Iași și la Electronica din Iași au fost condiții în ordine, foarte bune de infrastructură pentru a trece din formatul obișnuit în formatul online, cu sprijinul unui grup IT energic și profesionist din facultate. Mai mult de 85% din cursuri și din materiale erau pe Moodle. Evident că foarte repede au trebuit trecut tot, s-au adaptat materialele didactice. Aici a fost în ordine. Au mai fost cursuri la nivel de universitate, dar ne-am descurcat bine cu adaptarea de la un site la online. Cursurile au fost înregistrate, au fost postate pentru studenți, laboratoare multe bazate pe simulări, pe soft, au fost conduse remote, în ordine și cu acest lucru. Partea de provocare pe care o vedem acum, în etapa, să zicem, post-online, aș vrea să fie și post-pandemie, în fine, măcar în post-online, este aceea că studenții vin după o perioadă de online din liceu. Și noi ne-am adaptat mijloacele de predare. Acum simțim nevoia de a le adapta, de a le readapta la cunoștințele lor. Nu pot ține pasul cu materialele sau cu conținutul curiculei pe care îl aveam, eu știu, câțiva ani în urmă. Și este vizibil acest lucru. Un avantaj al experienții online este acela că putem da și am continuat să dăm consultații la solicitarea studenților și atunci este o flexibilizare a programului. În mai multe etape dăm aceste consultații, nu trebuie să-i mai adunăm să ne întâlnim la școală, dificil pentru toți. Clar avantaj al metodelor folosite și a experienței din perioada online este, deci, așa cum am zis, partea de consultații, ședințe, întâlniri, comunicări științifice și o prezență mult mai bună a studenților de la master. Suntem adepții variantei hibride de educație în continuare, de păstrat ceea ce
ne-a adus bun această perioadă de acumulări și de experiență în online și să continuăm. Vă zic, provocarea pe care o vedem acum este în partea cadrelor didactice pentru a adapta conținutul curricular. În această perioadă de online, ca să spun așa, un aspect interesant și benefic pe care l-am realizat este colaborarea cu firmele, cu companiile, pentru a oferi stagii de practică, tot în format online. Acestea au durat mai mult, dar companiile fiind interesate de absolvenți, și-au adaptat programele de practică, le-au personalizat, astfel încât zilnic sau la două zile să verifice temele și în grupuri foarte mici să meargă să implementeze și să vadă la fața locului în companie ce au lucrat studenții. Dar au fost tutori care au și număr mare care au condus aceste programe de practică. Deci este un aspect pozitiv pe care îl marcăm din această perspectivă a colaborării cu companiile și în acest format. Atât. Am avut de spus. Mulțumesc! Mulțumesc, Daniela! Am reținut o serie întreagă de provocări și de probleme cu care ne-am confruntat. Aș reveni și aș modula puțin întrebarea care a fost adresată pe Q&A. Suntem întrebați ce platforme am folosit pentru evaluarea studenților și cât de mulțumiți am fost. Eu aș spune că este probabil critica cea mai mare care a fost adusă sistemului, o lipsă de fiabilitate, să zicem, în evaluarea studenților, care aș zice că nu este neapărat legată de platforme, ci că este mai degrabă legată de lipsa de training a cadrelor didactice pentru așa ceva. Pentru că una este să fie aruncat direct în a face un învățământ online și alta este să o fi făcut de ani de zile și să te fi pregătit în așa ceva. Aș vrea din acest punct de vedere să invit și studenții să spună punctul de vedere, pentru că avem două studente masterante. Aici poate pot și ele să ne spună cum au văzut ele treaba asta. Eu aș mai modula puțin întrebând eventual la nivel academic și industrie, pentru că avem, cum spuneam, reprezentanți din ambele zone, dacă nu cumva soluția unei evaluări mult mai corecte a studenților este trecerea la un învățământ clar bazat pe rezolvarea de probleme practice. Și cred că domnul profesor Zvasta, în prezentarea pe care a avut-o, ne-a făcut deja o trimitere către un astfel de model de educație. Pentru că dacă trecem de la învățământul bazat pe memorare de cunoștințe și pe reproducerea acestor cunoștințe, pe acela legat de rezolvarea concretă de probleme, atunci probabil că și problemele de întrebare dacă rezultatul evaluării a fost corect sau nu, dacă n-au existat elemente de plagiat sau altceva, s-ar micșora extrem de mult. Sunt doar câteva întrebări pe care nu le-am inventat eu. Ele se vehiculează mult în literatura de specialitate, dar și în discuțiile pe care le avem și le-am avut în alianțele universitare din care facem parte. Deci, nu știu, n-aș vrea să indic eu pe cineva, dar cine ar dori să își spună un punct de vedere în ceea ce privește această întrebare, v-aș ruga. Să încerc să îndrăznesc și să provoc cele două studente, în primul rând. Pentru că de multe ori am constatat că punctul de vedere al cadrelor didactice și al studenților în acest punct sunt de multe ori complet divergente. Și trebuie să punem punctul pe rană și să spunem lucrul ăsta. Eu mi-aș permite să intervin cu un aspect. Ce am observat? Bine, timpul nu mi-a permis să intru foarte în amănunt. Însă fiecare student în finalul proiectului își pregătea o prezentare de un sfert de oră
în care obligatoriu avea un slide care conținea trei coloane. Ce îi se cere, ce a simulat și ce a realizat. Plus comentariile corespunzătoare. Vă dați seama, domn profesor, în momentul în care el, cu mânuța lui sau ea, că de multe ori ea face chiar foarte bine, prezintă, realizează, vă dați seama cu ce aplomb prezintă lucrurile astea, imediat îți dai seama cum a corelat diversele chestiuni. Deci, modalitatea asta prin care studentul trece de la faza de concepție la faza de realizare, măsurare, una alta, asta, după mine, îi asigură lui un bagaj de cunoștințe extraordinar, bagaj de cunoștințe care îi va permite ulterior, când se duce oriunde pe suprafața Pământului și la orice firmă, să performeze. Da, corect. Și cred că ține exact de ceea ce spuneam. O educație bazată pe rezolvarea de probleme. Da. N-aș vrea să lungesc foarte mult, dar corect. Să zicem, da. Chestiunea asta relativ triumfalistă pe care noi de multe ori o prezentăm, că avem un învățământ de calitate, spune că noi redescoperim acum probleme pe care alții și le-au pus cu mult timp în urmă. Și dau un singur exemplu. În 93 eram în Anglia, se făceau proiecte în grupuri de studenți. Studenții erau aleși prin tragere la sorți, nu pe bază de prietenie, pe ideea că în industrie îi vor lucra cu cine este în echipa acolo, nu cu cine se înțeleg mai bine, prezenta un proiect, îl prezenta cine dorea, care avea cunoștințe mai bune în zona de comunicare, dar automat, la sfârșit, era obligat să spună care este ponderea de participare a fiecăruia din grup la rezolvarea proiectului și abia atunci primea nota. Și asta era în 93. Au trecut de acum toți vreo 30 de ani, începem și noi să ne punem problema asta. În etapa viitoare o să promovăm ceva similar cu ceea ce ați spus dumneavoastră că ați întâlnit în 93 în Anglia. Și anume, acum fiecare student are un anume tipic de preocupare care de fapt grupează 6 teme. Stabilizator, amplificator, oscilator și așa mai departe. Ei, începând cu anul viitor, 6 studenți vor forma o echipă care va rezolva un generator de semnal mai complex, care să aibă semnal dreptunghiar, semnal sinusoidal, semnal triunghiular și, cum ați spus, unul dintre ei va fi cel care gestionează echipa. Astfel încât, în final, echipa își prezintă soluția, iar studenții, fiecare, își evidențiază partea care a făcut-o. Da, corect, mulțumesc. Îmi cer scuze că am monopolizat poate discuția cu domnul profesor Zvasta, dar e o plăcere întotdeauna să o faci. Și revin, dacă cele două studenți masterande pe care le avem invitate doresc să spună un punct de vedere legat de această problemă, sunt binevenite. De asemenea, dacă din colegii noștri în industrie au o vedere cu privire la această idee de educație bazată pe rezolvarea unor probleme concrete, de colaborare cu industria și așa mai departe, cineva dorește să ia cuvântul, n-aș vrea ca cineva dintre invitați să nu aibă posibilitatea să intervină. Domnul Moisa. Da, vă rog. Bună seara, cer scuze că am și târziu să intru. Aș dori eu să fac câteva remarci bazate pe experiență. Între 2000-2010, industria din România venită din afară a fructificat masiv lipsa de industrie sau căderea industriei anterioare și școala anterioară pe care a avut-o România. Din 2010, aproximez acum perioada crizei anterioare, am simțit nevoia să punem osul, să reconstruim. Noi am plătit un bir aspru, dat fiind că am ras vreo două generații de cadre didactice, cel puțin în Timișoara, și a trebuit să reconstruim.
Am reușit un model relativ bun prin prisma experienței anterioare de aproximativ 30 de ani acum din zona de, să spun, electronics packaging. Nu vreau să monopolizez spre electronică, dar prin electronics packaging se înțelege absolut tot, inclusiv un sistem embedded, inclusiv partea de high-level programming necesară în unelte. Deci când livrezi un produs, nu numai în lumea virtuală, ai nevoie de absolut toate disciplinele elementare și secundare, bineînțeles. Iar ca și bună practică, noi am reușit să creștem în zona a cel puțin 100 de ingineri, de care 50% veneau dintr-un mediu care integra cunoștințe. Drept e că nu neapărat în echipă, dar prin rafinarea lor în munca de echipă, vorbesc de concursul național de tehnici de interconectare. În schimb, și inginerii pe care industria, cel puțin a noastră automotive, i-a format, au ajuns să devină specialiști în timp, respectiv experți. A fost momentul în care a trebuit să mergem mai departe și să intrăm în dialog cu mediul de cercetare și academic în zona conferințelor. Aș spune că suntem încă la început de drum în a fructifica și integra și zona asta de expertiză și specializare. Dar revenind puțin la ce ați menționat mai devreme, indiferent de modul în care se integrează, deci acea muncă de echipă, ea trebuie să aibă la bază minime cunoștințe, iar în prezent noi, vă spun cum o văd eu, suntem nevoiți să construim undeva la 4 ani de zile pe orice tânăr absolvent, până când devine câta inginer, ca să nu vorbesc că între timp el are și master și poate și la doctorat. Între timp, cel puțin firma noastră a făcut un pas, după cum bine știți, sunt mulți colegi care predau în facultate. Mai mult decât atât, munca asta, telemunca, aș spune, datorată COVID-ului, o să ne împingă încă într-o etapă evolutivă și sper ca ceea ce am fructificat în ultimii ani să se poată, să zic, disemina în țară. Conlucrăm extrem de bine cu universitățile din toată țara pe resursa umană. Noi am fructificat, aș spune, cât s-a putut de mult. În schimb, am reușit inclusiv contractări. Și aici ajung la ce ați menționat mai devreme, la faptul că acele cadre didactice pe care noi le apreciem, de fapt, reușesc să se implice inclusiv în proiecte industriale și aduc mare beneficiu echipelor din jurul lor. Subiectele vor avea nevoie de multă, să zic, conlucrare între noi și dumneavoastră și e binevenit o astfel de acțiune. În 2014 am pornit primele acțiuni de acest gen la Oradea, iar acum sunt foarte curios încotro ne îndreptăm, pentru că deja suntem expuși întregi Europe. Noi ne-am băgat de anul trecut în așa numită Automotive Skill Alliance pe Europa, sub îndrumarea OEM-ilor mari și sper să avem bune practici totuși în România. Ce s-a întâmplat sau ce se întâmplă cu studenții sau corona a fost total defavorabilă ingineriei. Eu am fost la câteva interviuri în ultima vreme și nu e bine deloc, vă spun de pe acum. Deci e rău. Noi am fost la lucru 3 săptămâni, am stat acasă, am trecut prin 3 valuri, ne-am imunizat și ne-am văzut de inginerie. Dar o să ne lovim de un fenomen ciudățel în perioada următoare. Bun, nu mai întrerup. Mulțumesc frumos pentru invitație. Aveam și o prezentare pregătită, dar o rămâne pe proxima ocazie. Mulțumesc. Da, mulțumim, Cosmine. Poate că mai organizăm o dată o chestiune specializată pe domeniu. Am primit un mesaj de la Bianca Lazar, care dorește să ne spună câte ceva legat de partea de evaluare, așa că îi dau cuvântul. Te rog, Bianca. Cunoaștem cu toții care au fost problemele evaluării în mediul online și din punct de vedere al studenților, probabil cea mai mare problemă pe această temă ar fi timpul scurt care ne-a fost pus la dispoziție. Și din această cauză, sau poate acest timp scurt a fost ales în așa fel din cauza încercării de a elimina plagiatul și cunoaștem și noi că de multe ori acesta se întâmplă, nu ne putem ascunde după deget că nu este așa.
dar din punctul meu de vedere, acest timp scurt a împiedicat studenții care își dădeau interesul în timpul facultății desfășurate în mod normal și învățau în mod conștiincios pentru examenele respective, cumva i-au împiedicat să-și continue învățatul din cauza faptului că nu tot timpul aveai suficient timp de gândire, nu aveai timp de analiză, pentru că totul era pe repede înainte și la fel și întrebările evaluării. De asemenea, am avut și evaluări care au fost, din punctul meu de vedere, corecte și au avut o abordare foarte bună, și anume au fost acele evaluări care nu erau axate pe memorare sau pe căutare de informații, ci pur și simplu aveai acces la orice material, cum este și în industrie, în momentul în care lucrezi în industrie, ai acces la orice material, doar că trebuie să știi să-l folosești. Și acest lucru este foarte important din punctul meu de vedere și pe asta ar trebui să se pună accent în evaluarea online, pe cum folosim materialele, nu ce am învățat sau ce am reținut în urma cursurilor, laboratoarelor și așa mai departe. Cam asta am avut eu de spus pe tema aceasta. Da, mulțumesc, Bianca. Da, este interesant și foarte real punctul tău de vedere, pentru că e vorba exact de trecerea de la o evaluare bazată pe reproducerea de informații la o evaluare de tip open book, în care ai acces la orice informație și trebuie doar să furnizezi un rezultat corect. Da, cumva da? Ar trebui... Și problema cu timpul, din păcate, a fost soluția probabil cea mai simplă pentru a nu vă permite să căutați prea mult informațiile și să găsiți răspunsurile corecte. Te rog, vrei să mai spui ceva? Da, cumva și abordarea materiilor de dinainte ar trebui schimbată. Pentru că în momentul în care noi ne pregătim pentru a aborda o materie din punct de vedere a ce ai reținut, nu ne putem aștepta ca evaluarea să fie open book. Deci evaluarea ar trebui corelată cu modul de predare, care este puțin diferit din punctul meu de vedere în momentul în care avem așteptări de open book. Da, ai perfectă dreptate și mai este pe question Q&A o întrebare care se referă tot la reforma curriculară și ne întreabă dacă credem că suntem în stare, de exemplu, cursurile de bază să le furnizăm totuși targetat pe specializarea pe care o face studentul și nu la modul general, la orice specializare, aceleași discipline. Se dă informații despre matematică, fizică, chimie și așa mai departe, dar cred că se înscrie în aceeași problemă. Lorena vrea și ea să intervină, cred că pe aceeași temă, și o să rog să ia cuvântul acum. Da, bună seara tuturor. Eu sunt studentă la master la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din Cluj. La fel ca și colega mea, aș dori să menționez faptul că, din punct de vedere al studentului, am observat că ce îți atrage atenția mai mult este momentul în care cadrul didactic îți prezintă motivul pentru care ai avea de învățat ce ai de învățat, adică care este scopul pentru care învățăm anumită parte de teorie. Și atunci, în momentul în care tu prezinți scopul, motivul pentru care, cu ce te ajută în viață, cum ajungi să aplici în industrie, atunci parcă toată lumea e mult mai atentă și parcă și partea de teorie care o vedeam monotonă devine mult mai interesantă. Din punct de vedere a predatului în mediul online și în mediul offline, așa cum s-a menționat deja, și din punctul nostru de vedere au fost atât puncte pozitive cât și puncte negative. Însă, cu toate acestea, aș dori să menționez faptul că membrii din comitetul IEEE Student Branch din Cluj-Napoca au reușit în continuare să fie foarte activi, deci aceasta nu a fost o piedică, s-a
a participat la foarte multe competiții, conferințe, traininguri. Chiar săptămâna trecută a avut loc un concurs, Electroniad, care s-a organizat cu Departamentul de Electronică al Universității din Ruse, Bulgaria, împreună cu Electronics Packaging Society Student Chapter Branch. La fel, așa cum a menționat și domnul decan, domnul profesor Ovidiu Pop, noi avem și Clubul de Electronică. Și odată ce am trecut în mediul online, dispozitivele care au fost achiziționate puteau fi controlate și de la distanță. Deci astfel noi am reușit să ne continuăm activitatea și în mediul online. Deci am reușit să ne adaptăm și să continuăm toate activitățile. Aveam și o scurtă prezentare cu mai multe activități care am reușit să le facem în mediul online. Dar cred că să faci o sinteză destul de bună. Mulțumesc. Oricum, pe question Q&A este o trimitere chiar la ceea ce spuneai tu, genul de home laboratory, în care poți să-ți faci experimentele acasă sau accesând de la distanță. Lorena, noi nu ne cunoaștem, nu ne-am întâlnit până acum. Pot să-ți pun o întrebare? Din punctul tău de vedere personal, vezi o continuare într-un regim ca benefică, ca fiind benefică în sensul ăsta, o continuare în regim mixt sub forma de blended learning, sau vezi o revenire completă la regimul online dinainte de, la regimul față în față dinainte de pandemie? Da, cred că întrebarea asta cumva un pic ar mai putea fi continuată, adică din punct de vedere al cui, al unui student la licență sau al unui student la master? Pentru... Tu ai prins numai masterul sub forma online? Și licența anul atunci, 4, ultimul semestru. Din ambele, modulează puțin. Din punct de vedere al unui student la licență, consider că este foarte important să fie fizic. Deci nu numai laboratoarele care, să zic, efectiv nu s-ar putea organiza în mediul online. Pentru un student la licență mi se pare foarte importantă prezența fizică, chiar și din punct de vedere de socializare, adică am văzut studenți care nici măcar nu se cunoșteau între ei și erau colegi. Și din punct de vedere academic, mi se pare foarte important să înveți, să intri în mediul de universitate, să participi la cursuri, să mergi la laboratoare. Trebuie să înveți cumva și să intri în mediul respectiv. Pentru că trecerea de la liceu la universitate nu e chiar așa de ușoară. În schimb, dacă discutăm din punct de vedere a unui student masterand, trecerea are loc de la o universitate la universitate și atunci trecerea e un pic mai lentă. Și pentru masterat, cred că un regim hibrid ar fi cel mai ideal. Da, mulțumesc mult. Domnul profesor Pop a vrut la un moment dat să intervină, dacă doriți să completați ceva până în aceea. Mulțumesc, doamnă profesor. Aș începe cu o mică glumă. Tatăl meu a fost profesor și la un moment dat spunea un lucru: la orice vârstă te așezi în bancă, devii elev sau student. Da, în momentul începerii pandemiei și noi cred că am fost puși exact în postura de a învăța. De a învăța cum să predăm online, de a învăța cum să facem examinarea online. Cred că nu întotdeauna am ales soluțiile potrivite, dar cred că a fost o etapă din care toți am învățat foarte multe. Atât lucrurile bune, cât și lucrurile mai puțin bune. Legat de ceea ce spuneau cele două studente, le dau perfectă dreptate. La partea de examinare, acolo, sincer, eu, înainte de sesiune, am făcut cu studenții vreo 3 teste de tipuri de subiecte, în așa fel încât să vedem care ar fi cea mai bună variantă. Și nu sunt convins că am găsit cea mai bună soluție.
Dar legat de ceea ce spunea Lorena, de întrebarea dumneavoastră, de fapt, cum vedem sistemul online sau sistemul hibrid, așa cum am spus și în timpul prezentării, noi trebuie să le oferim studenților pe lângă cunoștințe și abilități, cel puțin pentru nivelul de licență. Acolo este extrem de important să le creăm aceste abilități de care ei au nevoie pe urmă pentru a performa în activitatea lor ulterioară, în industrie. În schimb, și aici pentru asta cred cu convingere că sistemul on-site este cel mai bun. În schimb, pentru master, unde și specificul activității este altul. La master, cred că ar trebui să punem mult mai mult în valoare partea de cercetare, de studiu individual, de muncă individuală și cred că acolo un sistem hibrid nu trebuie neglijat. Deci ar putea fi o soluție, cel puțin pentru anumite tipuri de activități, să avem totdeauna posibilitatea de a alege între sistemul on-site sau sistem hibrid. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu! Domnul profesor Zvasa dorea să intervină, vă rog. O să vorbesc după ce domnul Florin Ciocan intervine, domnia sa, da? Da. Să revin. În regulă. Îl rog atunci pe Florin, care este un vechi colaborator al nostru de la firma Nokia, nu doar continentalul, se implică mult în educație, iar Florin este chiar un om extrem de implicat chiar în partea de reformă curriculară. Nu știu dacă despre asta vrea să ne spună acum, dar nu vreau să încheiem fără să auzim părerea și mai avem și eu un punct de vedere pe care dorim să-l auzim din punctul de vedere al doctoratelor. Da, Florine, te rog. Da, mulțumesc. Bună seara din nou. Spunea Diana că sunt absolvent de electronică și telecomunicații, dar cred că principalul motiv pentru care am fost invitat în seara asta este legat de rolul pe care l-am la Nokia, acela de ecosistem și innovation manager. Sunt conectat cu zona universitară și în special cu Facultatea de Electronică și Telecomunicații, pentru că sunt absolvent, chiar de la terminare. Datorez cam ce sunt astăzi, pe de o parte universității și pe de altă parte facultății. Așa că mi-am propus că în momentul în care voi putea să fac ceva pentru universitate, o să fac. Acum sper că am putut să fac ceva nu doar pentru universitate, poate într-o mică măsură pentru sistemul de învățământ. Șansa a fost ca de câțiva ani să lucrez la Nokia și sigur că aici Nokia a venit cu un portofoliu impresionant în ceea ce privește educația. Știți foarte bine și nu se insist, sistemul de învățământ finlandez este în top în orice analiză. Cu atât mai mult cu cât este o țară mică și este o țară care s-a afirmat prin educație. Și aș putea spune aproape doar prin educație. N-au resurse, n-au industrie alta decât în zona asta, dar au investit în educație și deviza lor, și o repet obsesiv și mulți, poate mai ales cei din Timișoara știu asta, o repet și mi-asum, deviza lor și deviza în care cred și eu este că educația este cea mai bună investiție în viitorul unei țări. Și eforturile pe care le-am făcut eu ca reprezentant Nokia au venit în zona asta. Ceea ce spunea Bradu vis-a-vis de curiculă este o mică parte, doar o mică parte din ceea ce am reușit și ne-am propus. Și aș vrea să vă fac share la două slide-uri, n-am multe. Dar le consider importante pentru că sintetizează ce am făcut noi în 2021. Este strict legat
de activitatea din zona educațională, pe care am făcut-o în 2021. Nu insist pe fiecare, vreau doar să vă spun și cred că doamna profesor Daniela Tărniceriu de la Iași a făcut o observație pe care o susțin cu tărie. Discutăm, din păcate, discutăm la un nivel foarte sus și nu ne uităm la pregătirea studenților. Asta este o problemă și sunt discuții pe care le-am avut cu cei din Universitatea din Timișoara și în special de la Facultatea de Electronică și le-am propus acum câțiva ani să predea mai puțin în materie, dar să se asigure că acel mai puțin este mai bine înțeles de către studenți. Dar nu asta este singura problemă și ne-am dat seama că dacă rămânem cu investiția în educație, în universitate, în laboratoare, în whatever ce o fi, doar în universitate, nu o să rezolvăm problema. Și atunci am început să ne îndreptăm spre zona preuniversitară. Sunt studenți care vin în practică, vin în universitățile de vară. Sunt studenți care vin la electronică, este un proiect foarte frumos al Ligii ETC, Electronic Summer University. Recent am fost la aniversarea Ligii, unii dintre actualii studenți au ajuns la universitate prin prisma acestui proiect. Sunt vizite pe care le organizăm în campusul Nokia. În timpul școlii altfel, când se putea, veneau cam 100 de copii pe zi, cam 500 de copii veneau în vizită în săptămână altfel. Am facilitat în garajul pe care îl vedeți în spatele meu, în garajul Nokia, accesul la cele mai noi tehnologii, accesul gratis. Mai mult decât atât, am dus în laboratoarele universităților și în licee tehnologiile pe care le dezvoltăm pentru a facilita accesul. Acum știm și constatăm și noi că rezultatele nu sunt cele așteptate și știm că pregătirea studenților este sub ceea ce ne dorim. Dar dacă fiecare ar investi și ar contribui mai mult în zona aceasta, mă refer aici la mediul economic, noi facem lucrul ăsta pentru 1000 de studenți într-un an universitar, cam 500 de studenți pe semestru. Noi nu angajăm 1000 de studenți, compania are 2000 de angajați și este cel mai mare centru de cercetare, dezvoltare în domeniul telecomunicațiilor din România. Dar cu toate astea nu angajăm, o facem pentru comunitate, o facem pentru viitor. Dacă încercăm să concretizăm acest efort și să-l sintetizăm nu doar la nivel de studenți, o să vedem și rezultatele. Am constatat cu surprindere și am văzut pe unul dintre slide-urile domnului Zvasta fizica. Fizica nu se mai face. Eu am crescut în zona asta a relației cu mediul universitar, în timp ce copiii mei parcurgeau școala primară, gimnaziu, liceu și acum fata este la facultate. Deci știam și din relația directă și prin prisma lor ce se întâmplă. Și, de exemplu, fizica în Timișoara nu se dă ca examen la nicio facultate. Nici măcar la facultatea de fizică, pentru că nu se mai face fizică, iar electronică și telecomunicații fără fizică este foarte greu să înțelegi. Sunt multe aspecte. Vreau doar să vă îndemn acolo unde puteți. Acum, legăturile noastre sunt cu 9 universități din România, nu doar cu cele 2 universități din Timișoara. Cunosc și ne-am intersectat într-o măsură sau alta, poate cu unii dintre reprezentanții de astăzi prezenți la această dezbatere. Acolo unde puteți, acolo unde ține de dumneavoastră, încercați să mențineți acest interes. De rezultatele în educație știți foarte bine, sau știți de fapt mai bine decât mine, se văd în timp. Orice investiție, orice sămânță acum sădită va avea poate primele roade peste minim un ciclu de 4 ani, dar cel mai probabil peste 8 ani sau peste 12 ani. Așa că
orice investiție de acum nu o să se vadă peste un an de zile. Iar din perspectiva companiilor și din perspectiva companiilor naționale, lucrul ăsta e greu acceptabil, pentru că, pe de o parte, da, e vorba de business, e vorba de KPI-uri, e vorba de multă presiune din partea corporațiilor. Dar cu toate astea, cu un lobby corespunzător și cu argumente, se pot susține proiecte educaționale pe termen lung. Sunt convins că multe dintre companii, venind din țări unde sistemele de învățământ sunt repere, nu doar în Finlanda, putem să discutăm de Statele Unite sau de Germania sau multe altele, în țările respective, să știți că investesc în educație. Încercați să-i atrageți și în România, să-i convingeți să facă aceleași investiții în educație, pentru că altfel n-o să-l răzbim. Dacă discutăm punctual despre curicula de la ETC, o să rezolvăm o problemă, doar că n-o să rezolvăm bagajul de cunoștințe cu care vine un tânăr absolvent. Putem să-l ajustăm și putem să încercăm să cizelăm acolo ce se poate, dar cu o materie primă de slabă calitate, nu ai cum să scoți un produs finit de înaltă calitate. Ar fi multe de discutat, dar o să mă opresc aici și am vrut doar să vă spun că chiar facem și să împărtășesc cu dumneavoastră ceea ce facem noi. Iar în încheiere aș vrea să vă spun o experiență, două experiențe de la începutul pandemiei și de la sfârșitul pandemiei. Noi am mutat, să zic, activitatea la lucru de la prezență fizică în online instant, pentru că tehnologia ne-a permis, proiectele pe care le desfășuram ne-au permis, așa că n-a fost o problemă. Dar am făcut lucrul ăsta și în proiectele pe care le derulam la universități. Literalmente, de pe o săptămână pe alta, cursurile pe care le țineam în format fizic, pentru că asta se întâmpla în martie 2020, le-am mutat în online. Cum vă spun, de pe o săptămână pe alta. Iar la sfârșitul acelui semestru, primul semestru, să zic, din pandemie, semestru 2 din anul 2020, la unul dintre cursuri, la sfârșit, am cerut feedback studenților să ne spună cum a fost, era și pentru noi o experiență nouă, și i-am rugat să ne spună cum a fost și ce feedback au. Și una dintre studente a zis că nu are o întrebare sau nu are un feedback, am îmbunătățit ceva, ci doar mulțumire că a fost singurul curs la care a participat non-stop, pentru că a fost singurul curs care s-a ținut non-stop, fără întreruperi, fără outage-uri și așa mai departe. Și a zis că era un mare mulțumire din partea studenților că au putut să urmeze în pandemie, când programele remote nu erau foarte bine puse la punct, au putut să urmeze un curs. Al doilea feedback este de săptămâna trecută, când lucrurile s-au liniștit în privința asta. Am început semestru 2 sub auspiciile constrângerilor legate de pandemie, dar pe parcurs lucrurile s-au schimbat și le-am propus studenților, era vorba de o grupă de studenți din anul 4 de la Electronică și Telecomunicații, care urmau un opțional Nokia, le-am propus să vină chiar aici în garaj, pentru că urma o sesiune de 5G, de tehnologii 5G, chestii strict legate de telecomunicații, de domeniul lor. Și i-am invitat să vină la Nokia să facem acest laborator face-to-face. Și i-am întrebat câți vor să vină, ca să știm cum ne organizăm, dacă vin toți sau dacă vin o parte, dacă e mod hibrid, din 16 studenți, cât au fost în grupa respectivă, câți credeți că au venit la garaj să facem face-to-face laboratorul? Niciunul. Exact. Niciunul. Așa că o să avem treabă cu inerția asta, pe cât de bruscă a fost trecerea din format fizic în online, pe cât de grea o să fie tranziția din online în fizic, dar cel mai probabil în hibrid. Mulțumesc frumos! Da, mulțumesc, Florina. Să știi că ai o întrebare în Q&A, poate răspunzi privat, măcar.
Înainte de a trece și la partea de doctorat, că am discutat doar de licență și de master, o să rog pe domnul profesor Zvasta să intervină. Spunea că după Florin dorește. Da, i-aș fi dorit să nu trecem sub tăcere aspectele din preuniversitar și parțial Florin le-a subliniat. Cred că aici trebuie să ne concentrăm și când spun trebuie să ne concentrăm, am în vedere obligația IEEE-ului. Noi suntem o organizație care reprezintă cea mai largă organizație profesională a inginerilor dominant de electrotehnică și de electronică. Mie mi se pare, și aici nu știu dacă mai e profesorul Toma prezent, eu cred că a trebuit să fac o întâmpinare foarte, foarte dură vis-a-vis de felul în care este promovată fizica în preuniversitar. Eu nu pot să înțeleg cum Dumnezeu își imaginează cineva că poate să studieze o universitate tehnică, fără să aibă cunoștințe de fizică. Nu, mintea mea de ardelean nu prea poate să priceapă chestia asta. Eu-s mai așa, mai greu de cap. Domn profesor, scuzați-mă că vă întrerup. Nu mai sunt profesori de fizică. Domnule, se fac. Nu se sunt fac, uitați-vă că nu se fac. Domnul Ciocan, nu umnăglișcați-s nura în vort. Ați spus de 4 ani. Perfect, nu fi 4, o fi 8. Dar vor fi. Deci noi dacă plecăm de la primul că nu se poate, atunci o să rămânem de căruță în permanență. Nu, răspunsul meu era retoric. Sigur că trebuie să se poată, doar nu, că deci realitatea... Se poate. Nu văd de ce nu s-ar putea, cu atât mai mult cu cât, spre deosebire de învățământul ingineresc, învățământul universitar e în 3 ani. 3 ani. Deci în 3 ani de zile poți să faci un profesor de fizică. Da? Bun. Revenim. În atar condiții, eu cred că e obligația societății noastre și poate în primul rând a chapterului nostru, din care îmi face plăcere să recunosc că fac parte și sunt convins că având o locomotivă în persoana Dianei, putem să, având și suportul profesorului Toma, să acționăm de așa manieră încât să se pună pur și simplu lucrurile în firescul lor. Fizica nu poate lipsi. Nu poate lipsi. Ba poate și rezultatele se văd. Că angajatorii n-au pe cine angaja. Ei n-au nevoie de fizică. Ori am impresia că cei care au promovat scoaterea fizicii au confundat know-how cu how-how-ul. Băi, nu se poate. Ori bazăm pe know-how, ori lăsăm how-how-ul și atunci ne ducem și facem să băm șanțuri. Bun. Mi-a plăcut prezentarea lui Florin și o să-l bat la cap foarte, foarte mult. O să rog să-mi trimită, de fapt o să iau e-mail-ul că apare undeva. O să-l invit împreună cu profesorul Pop să se alăture comunității de packaging electronic pe care, har Domnului, am reușit să o constituim în România. Iar prezența multora din membrii comunității îmi dă garanția că lucrurile putem să le dezvoltăm în mod corespunzător. Vă rog frumos, nu uitați un lucru, produsul electronic nu înseamnă electronică. Produsul electronic este un ansamblu electromecanic. Cu alte cuvinte, noi trebuie să abordăm ambele laturi, sau mai bine zis, aspectul electric și neelectric. Nu numai aspectul electric, nu proiectăm o schemă electronică, ci proiectăm un produs electronic. Cu alte cuvinte, cum dacă vă uitați la membrii societății IEEE, veți vedea oameni de chimie, de fizică, de matematică și așa mai departe, cred că obligația noastră este ca să promovăm această simbioză între diversele discipline și asta se poate face promovând o structură integratoare de cursuri cu etapele de validare a cunoștințelor prin acele proiecte integratoare. Mă opresc. Da, vă mulțumesc mult.
Și ar fi bine dacă toată lumea s-ar pune problemele la modul atât de serios și cu atâta convingere. Mulțumesc. Cred că domnul profesor Pop a dorit la un moment dat să mai adaugă ceva. Cred că răspunsul la întrebarea domnului Ciocan și a domnului profesor Zvasta vine de fapt din subfinanțarea la care a fost supus învățământul al la rând și un absolvent de fizică, de exemplu, nu avea nicio motivație să meargă în învățământul preuniversitar. Alegea oricând o companie, chiar dacă era într-un alt domeniu, fiindcă subfinanțarea sau, mă rog, salariul pe care îl lua în preuniversitar era de minim 5 ori mai mare decât la în orice firmă. Da, și pentru că m-ați provocat, aș mai face o scurtă precizare. Cea mai înaltă calificare, cea mai mare concurență în Finlanda la universitate este să ajungi profesor universitar. Concurența este de 8,3 pe loc. Nimic nu se apropie de asta. Mă rog, urmează ingineria undeva la 7,9, medicina, dreptul, dar nimic nu se apropie. E cea mai înaltă recunoaștere profesională în Finlanda. În momentul în care îi alegi pe cei mai buni să îi formeze pe ceilalți, dar e logic, rezultate. Domnule, nu poți altă scară de valori. E normal. Altă scară exact. Doar atât, zice că și recunoașterea socială este pe măsură. Exact. Și asta lipsește la noi. Și din păcate, cred că și în învățământul... Și simplu, nu trebuie să acceptăm orice. Da. Bun. Bun, mulțumesc mult. Îmi pare rău că am lungit puțin discuțiile și între timp domnul academician Precup, pe care vreau să-l provoc să discutăm despre partea de doctorat, a trebuit să ne părăsească, bănuiesc, pentru sesiunea IEEE International. Dar cred că deja au fost menționate câteva lucruri aici, în special necesitatea celor doctorate industriale, pe care o discutăm și în consorțiile de universități europene. Dar cred că toate subiectele rămase deschise, putem să le încercăm să le înglobăm într-un webinar viitor, pentru că n-am făcut decât să dăm un gen de taste of pentru multe din provocările care ne apar. Aș ruga... Deci, acum, eu sunt sceptic că introducând noțiunea de doctorat industrial rezolvăm ceva. Atâta timp cât doctoratul actual nu e rezolvat. Deci, domn profesor, trebuie să vedem lucrurile așa cum sunt, nu cum am vrea să fie. Deci, vă rog frumos, eu nu prea sunt cu festivisme. Eu doresc lucrurile să le punem la punct. Și noi, dacă continuăm să mergem pe a accepta impostura și a nu vedea că împăratul e gol, nu o să fie de bine. Da. Din păcate, multe evoluții. Eu n-am ce pierde, domn profesor. Eu am învățat ca student la material de electrică, proletariatul n-are ce pierde cu tranțurile robiei. Eu sunt proletar. N-am ce pierde. De-aia și comunic ceea ce am acumulat în cei câteva decenii pe care le-am trăit de dascăl. Corect. Da, într-adevăr, sunt multe discuții care pot fi duse în contradictoriu și în ceea ce privește chiar viitorul acestor universități europene. Dar vă propun să amânăm discuția respectivă pentru o altă ocazie și poate atunci să facem o altă dezbatere, pentru că deocamdată, cel puțin, părerea studenților nu este prea mult luată în considerare cu privire la universitățile viitorului și cred că acest lucru nu este din nou de bun augur, pentru că ei reprezintă până la urmă viitorul nostru și ar trebui să ne gândim ce și-ar dori copiii noștri în primul rând. Dacă mai sunt remarci de final făcute, au mai fost pe question Q&A câteva întrebări referitor cursuri de pregătire făcute de IEEE. Din păcate, ele sunt cu plată, nu există un sistem centralizat la nivel de țară care să le plătească, făcea cineva o apropiere cu sistemul ANELIS pentru accesul la articole științifice, deci este puțin altceva. Acolo este vorba de învățare pe tot parcursul vieții, putem să ne punem problema și acolo la nivel legislativ, dacă nu cumva țările care obligă la efectuarea unor astfel de cursuri regulate la modul serios au dreptate.
Dar asta este o altă problemă. Dacă cineva mai dorește să intervină înainte de a încheia și a de a lăsa eventual pe cei care doresc să se alăture întâlnirii internaționale. Nu. Bun, atunci vă mulțumesc tuturor. Vă mulțumesc în primul rând tuturor paneliștilor pentru implicare, pentru modul în care ați împărtășit în mod deschis părerile pe care le aveți, pentru că numai printr-un astfel de schimb de idei cred că putem să avansăm. Mulțumesc în mod deosebit celor două studente care și-au spus punctul de vedere și au considerat că este bine să-și facă auzit glasul. Mulțumesc celor din industrie care au venit și fără de care n-am putea nici noi să existăm la nivelul care este fără suportul lor. Mulțumesc. Și nici noi fără dumneavoastră. Corect. Și pe Florine, mi-ai luat o vorbă din gură. Domnului profesor Svasta, care și-a folosit vasta experiență pe care o are să o împărtășească cu noi și cred că trebuie să plecăm urechea foarte bine pentru că dânsul știe exact ceea ce spune și își cântărește cuvintele foarte corect. Mulțumesc tuturor încă o dată, vă doresc o seară plăcută, toate cele bune, multă sănătate și să ne vedem cu bine la un alt webinar cu o altă ocazie. La revedere și noi. Seară plăcută, mulțumim. Numai bine. La revedere. La revedere. La revedere. La revedere. La revedere. La revedere.